Este foarte bine să mă calific cât mai devreme, pentru că deja am această experiență cu calificarea încă din primele concursuri în etapa trecută, cea de la pentru Tokyo. Și atunci, văzând beneficiile pe care mi le-a adus acea calificare timpurie, îmi doresc din suflet să reușesc și data aceasta să mă calific devreme, să am timp suficient să mă acomodez cu toate schimbările care presupun această calificare. Și, de asemenea, concursurile să meargă foarte bine și să fiu liniștită înainte de Jocurile Olimpice. Așa este, am fost pe podium de câteva ori până acum. M-am adaptat cât de cât, nu pot să zic că sunt adaptată complet, pentru că ele se schimbă în mod constant și acest lucru ne deranjează pe noi, cei care practicăm tirul sportiv. Dar, cu siguranță, în următoarele luni, lucrurile se vor decide și vom ști sigur ce avem de făcut în următoarea perioadă. Simt că vreau să încetăm interviul, să mă duc să mă antrenez. Știu că am foarte mult de muncă și sunt foarte entuziasmată cu gândul la Jocurile Olimpice de la Paris. Nu așa zic, cred că este o lecție învățată, cred că m-am maturizat foarte mult în urma participării la prima mea ediție de Jocuri Olimpice. Într-adevăr, este un concurs diferit față de celelalte concursuri pe care le-am avut și cu siguranță această experiență de la Tokyo va fi de folos la Paris. Așa este, s-au schimbat generațiile, vin cu foarte mult entuziasm, cu motivație, au instinctele mult mai bine, să zic, dezvoltate, mai ales că oricum în viața de zi cu zi generațiile s-au schimbat și era vitezei se simte inclusiv la noi, la tirul sportiv, în sport. Dar cu siguranță și noi, cele care avem mai multă experiență, putem să fim adversari de temut pentru cele care încă n-au învățat anumite situații. Noi le-am învățat pe pielea noastră și atunci, să zic, experiența poate să bată tinerețea. Următoarea competiție pentru mine este la sfârșitul lunii. Voi pleca în Spania la Granada, este o cupă mondială, după care voi pleca aproape direct de acolo, zic direct pentru că o să vin acasă o zi și o să plec a doua zi în Azerbaijan, la Baku, la următoarea cupă mondială. Iar pentru mine, cam astea vor fi cupele mondiale pe anul acesta. În schimb, am în toamnă campionatul mondial, unde sper să fiu în cea mai bună formă și să reușesc să-mi îndeplinesc obiectivele. E un vis, nu? Este un vis, pentru că nu am o medalie la campionatele mondiale, dar cred cu tărie că este posibil și voi da tot ce am mai bun pentru a îmi îndeplini obiectivul. Da. Mulțumesc!